Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Pune soarele peste pomenirea Sfântului Macarie, Alexandrinul sau Egipteanul, și peste pomenirea Sfântului Macarie. Alt Macarie, de data aceasta chiar Alexandrin. Îngăduiți-mi în seara aceasta să vă pun la inimă un cuvânt din Psalmul 15, care începe așa. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile Tale nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunat a făcut Domnul toată voia întru ei. Suntem într-un colț de împărăție lumească, într-un colț din Galeria Muzeului Național Burchentel, acolo unde se păstrează în foarte multe chipuri oglindirea lui Dumnezeu în viețile noastre. Taina acestei oglindiri este cea care împlinește într-un fel sau altul cuvântul acesta al Psaltirii. Prin sfinții care sunt pe pământul lui, minunat a făcut Domnul toată voia întru ei. Nu știm din ce bucătărie a mirosind la bucate s-a ridicat la cer un suflet de bucătăreasă ce și-a făcut datoria. Sau, știu eu, un cosaș care într-o culme de deal a cosit cum se cuvine o tavă cea bună. Nu știm în câte rânduri culesul merelor este mai important decât fandoseala noastră cotidiană. Și poate că sfințenia stă în lucrurile simple și pentru aceea că lucrurile simple nu pot fi judecate, ci doar înțelese. Înțelese ca atare, ca un dar al lui Dumnezeu. Spune atât de minunat, atât de minunat psalmistul. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea. Cu alte cuvinte, în Dumnezeu stă această perpetuare a existenței și împlinirii tale umane între oameni. Taina este cu atât mai mare cu cât, spune psalmistul, văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea cu pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Să simți tot timpul că îți stă Dumnezeu de-a dreapta, înseamnă, de fapt, să ai un pol de înțelegere al puterii autentice. Cu Dumnezeu de-a dreapta, nimeni, niciodată și nicio situație nu poate să te piardă. Spune psalmistul, că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții, mă voi umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă voi sătura. Cine l-are pe Dumnezeu de-a dreapta știe aceste lucruri. Psalmistul nu face decât să descopere asupra unui pictor pe pânza Scripturii acest adevăr din adâncul inimii sale. Cu lumini și umbre, cu înfrângeri și biruințe, există undeva în întreaga galerie o pictură, o bătălie de noapte pe mare. Aproape întuneric, aici colo se zăresc doar boturile navelor care se înfruntă. În întuneric, Dumnezeu rămâne lumina. Mâine este o nouă zi.